de acest debut, n-ați plecat în frânt. Da, da și nu. La fel cum a început jocul, prima repriză, s-a jucat foarte bine, am reușit să și înscriem, am fost aproape și de golul 2 și după aia a venit faza în care cojocarul a ezitat și a luat roșu și lucrurile s-au schimbat, jocul s-a echilibrat. Chiar dacă în repriza a doua noi am fost cei care am ratat și puteam să facem 2-0 cu Kevin și cu Eli, care au avut că n-a scăpat singur cu portarul, după aia pe contraatac ei au înscris. Puteam să și pierdem la mare ocazie, nu știu întreb cum a putut să rateze de acolo, asta e, am avut noroc. Deci, până la urmă pot să fiu mulțumit cu acest punct. N-a fost ușor pentru jucătorii mei, pe un teren foarte greu, în 10 oameni, dar s-au apărat foarte bine și asta e un lucru pozitiv, deci, că n-am pierdut astăzi. L-aș certa pe Cojocaru sau e nu mai... l-am certat pe Coșa, dar la experiența lui putea să evite. N-a fost decis, a ieșit, s-a oprit și a pierdut timp și a făcut. Preferam mai bine să lase, luai gol, dar jucam 11 contra 11, că nu e ușor. Se întâmplă, toată lumea face greșeli. Aveți mult de lucru la viitorul, la cum s-au prezentat băieții astăzi? E de lucru, când vezi repriza a doua, că am pierdut atâtea dueluri, îți pui ceva întrebări legat de pregătirea fizică. Dar asta nu e ca un reproș, e o constatare, deci nu vreau să zic că cum au lucrat ceilalți sau cum... E clar că mai e nevoie de timp și de muncă. Avem asta două jocuri. În primul rând trebuie să ne recuperăm foarte repede pentru că marți jucăm cu Botoșani, o echipă foarte bună de la noi din campionat. La condițiile pe care le aveți aici la viitorul și jucătorii pe care îi aveți, care ar fi obiectivul realist vorbind? Obiectivul realist este clasarea în primele 6. Asta e obiectivul și sunt sigur că o să-l realizăm. La titlu vă puteți bate sau... N-are rost să vorbim de titlu. E bine să visăm, dar trebuie să fim realiști. O să mulțumim așa, am un lot bun, echilibrat. Am avut și ceva accidentări. Ați văzut că am început să le dau șansă și la unii care au jucat mai puțin în perioada asta. Și sunt mulțumit până de ce am găsit acolo. Doriți să schimbați, să mai aduce și ceva în lot sau momentan analizați? S-a terminat analizați? Cu aducem. Acum are cine să aducă. Eu spun ce vreau, da? Și acum nu o să mai începeți cu tot felul de articole, că aduce rednică, face rednică. Nu. Unde ce am aici un club serios, lucrurile sunt foarte clare. Antrenorul spune de ce jucători are nevoie și am pe lângă mine oameni cu relații și care cunosc fotbal și cunosc destul de mulți impresari, să-mi aducă jucători foarte buni de unde eu pot să aleg. De ce ați avea nevoie? Acum n-am nevoie de nimic, de 3 puncte cu Botoșani. Va fi bine pentru dumneavoastră ca antrenor că nu mai trebuie să dați prime din buzunarul dumneavoastră? Da, pentru că Gica mi-a spus clar, dacă eu simt că e nevoie de o primă, cu mare drag. Ați ajutat și pe Dinamo la ce situație e acolo? Da, eu am fost acolo și i-am ajutat și n-au apreciat și n-au mers pe mâna mea, au vrut altceva. Pare foarte rău pentru suporteri, în primul rând, doar pentru ei, nu pentru cei care au fost acolo și au bătut joc de această echipă. Și cei dinaintea celor spaniolilor și spaniolii care au venit, care... S-a demonstrat că n-au nicio treabă. V-a surprins situația? Nu vreau să mai discut. Deci v-am răspuns la două întrebări, ajunge. Da, eu sunt antrenor la viitorul, pe mine mă interesează de viitor. Sigur, și vă întreb, pentru că ați fost un antrenor care a lucrat în foarte multe țări, ați cunoscut multe culturi, mulți jucători. Cum ați văzut scandalul din Champions League în care este implicat Sebastian Bolțescu? Sunt așa un pic dezamăgit, pentru că noi am fost și care am sărit mai mult pe Colțescu. Da? Și dacă erau, câți erau, 8 negri și un alb, ce putea zic? Zicea, ăla albu, știi ce însemna că era vorba de rasism? Eu cred că am exagerat. Că, da? Dar trebuie să și cei care sunt delegați acolo trebuie să fie foarte atenți pentru că e Champions League și alt nivel. Și trebuie să fie foarte atent ce scos pe gură. Da? Dar nu, noi cred că exagerăm. Da? Mulțumesc!